Procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Iași au solicitat arestarea preventivă în lipsă a unui bărbat în vârstă de 30 de ani cercetat pentru uciderea soției sale. Conform Digi24 și potrivit procurorilor, suspectul și-a agresat soția timp de 6 ani, leziunile suferite de victimă conducând la deces. În fapt, s-a reținut că în perioada 2016-2022, numitul a exercitat în mod repetat acte de violență fizică asupra soției sale, lovind-o cu pumnii și picioarele în mai multe zone ale corpului și cu precădere în zona craniană, determinând multiple traumatisme craniocerebrale ce au condus la alterarea constantă a stării de sănătate a acesteia, după producerea inițială a unui hematom subdural cronic cu resângerare frontal drept și instalarea unor higrome emisferice bilaterale. Acestea au evoluat pe fondul celor mai recente acte de agresiune fizică complicate în evoluție cu bronhopneumonie, iar în final au condus la moartea victimei în data de 7.3.2022, se arată într-un comunicat al parchetului de pe lângă Tribunalul Iași. Suspectul a fost citat pentru a fi audiat, însă nu s-a prezentat în fața procurorilor. Din verificările efectuate cu ocazia punerii în executare a mandatelor de aducere, a rezultat că acesta nu mai locuiește la adresa de domiciliu, ci la adresele cunoscute în care a stat fără forme legale, se mai menționează în comunicat, relatează digi24.ro.